Au căzut cantități însemnate de precipitații în ultimele zile în județul Olt, deși în unele localități puhoaiele au făcut ravagii în curțile și casele oamenilor. Ploile sunt benefice pentru culturile de câmp, spun specialiștii din agricultură. În ultimele zile, aici vorbesc de două, trei zile, în județul Olt au căzut cantități mari de precipitații, diferențiat pe zone, dar așa ca medie pot să vă spun că avem între 20 și 60 de litri pe metru pătrat. 20 de litri, 20-25 de litri în partea de sud-vest a județului, 50-60 de litri în partea de, de nord a județului. Principitațiile sunt foarte benefice pentru culturile de prășitoare. Aici vorbesc de grâu, dă porumb floarea soarelui, iar pentru grâu care este în faza de coacere lapteciară este extrem de benefic, bobul se umple. La ora asta putem să spunem că suntem chiar foarte bine în județul. Probleme s-au înregistrat în partea de sud a județului din cauza vântului puternic de acum câteva zile. Sute de hectare de rapiță și orz au fost puse la pământ. Avem semnalate decât în două zone, și aici vorbesc de corabia, în urma vijelii, deci nu a precipitațiilor, atenție, deci în urma vântului puternic de acum trei zile, în zona corabia, în lunca, în lunca, Dunării, e vorba de 300 de hectare de rapiță care a fost culcată la pământ și la fel la orz, orzul care avea o talie foarte mare, în zona Caracolului vorbesc de Vlădila Traianu, avem o suprafață față de 150 de hectare care la fel este culcat la pământ. Putem să spunem că sunt compromise, vor fi pierderi de producție, dar nu cultura compromisă. Potrivit meteorologilor, la nivelul județului Old sunt anunțate precipitații și în următoarele zile. Dacă vor cădea cantități semnificative, există riscul producerii fenomenului de băltire.